Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am vrea să anunțăm toate primăriile din țară care sunt pe recepție și care nu să fie anunțate de cei care ne ascultă că urmează iarna, adică practic a început toamna. Și zic să vă pregătiți de iarnă, că nu se știe niciodată, poate ninge jumătate de oră iarna asta și trebuie să fiți pregătiți. Nu e de glumă. Că în fiecare an știți foarte bine, se întâmplă și... Adevărul că pe mine, uite, toamna mă ia prin surprindere, că după cum vedeți, eu sunt în continuare la tricou. Da, mă, dar nu ești primar. E adevărat și asta. În acest context aș vrea să remarc faptul că e o oarecare discuție cu accente de nedumerire și nemulțumire în legătură cu unele cheltuieli făcute de primăria din Brazi, Prahova. Astfel... Din Braji. Din Braji. Pădure de Braji. Primăria din această frumoasă comună prahoveană a încheiat un contract pentru dezăpezire anul trecut. Și a făcut și plățile prevăzute în contract, adică oamenii onorabili, dacă au semnat că plătesc, au și plătit pentru iarna trecută. E vorba, printre altele, de aproape 9.000 de lei pentru, citez, lucrări de zăpezire gard viu. Și totuși opoziția locală răutăcioasă, cum e opoziția în general, ce nu înțelegi, Luca, gardul viu. Dezăpezire gard viu? Da, dezăpezire gard viu. Adică au dezăpezit gardul viu. Adică au plătit pentru dezăpezirea de gard viu. Asta era în contract. Te rog să nu interpretezi ce spun. Eu n-am zis că au dezăpezit. Sigur că nu e o virgulă acolo? Ha? Sigur nu e o virgulă? Nu, dezăpezire. Gen dezăpezit și gard viu. Nu, lucră dezăpezire gard viu. În sensul că dacă ninge pe gard, gardul trebuie dezăpezit. Pe gardul viu, nu gard, orice gard. Nu orice gard. Pe gardul viu, da, trebuie să dezăpezești gardul viu. Despre, nu era mai bine pe vremea lui Ceaușescu? La unitatea noastră militară... Era mai bine cu gard mort. Gardul mort, măcar. La unitatea noastră militară, când venea toamna, soldații erau urcați în copaci, printre care și eu, și puși să hâțâne copacii ca să cadă frunzele. Ba, da. Mă jur, mă jur. Deci aveați contract? Da, nu, era, păi, asta spun, era mai bine, era gratis și era foarte organizat. Deci s-a luat plutonul. Da. Și se împărțea. Atenție, comanda la mine. Da, comanda la mine. Grupa 1-2, sus în copaci. Executare. Pe marginea platoului se aflau copaci. Dar era gen o pedeapsă asta, sau, mă rog, nu era pedeapsă, trebuia nu, se făceau sectoare, trebuia făcut curat. Aha. Și un ofițer mai inteligent s-a prins că, adică frunzele ele oricum cad, dar ele cad în mod dezorganizat. Deci practic accelera toamna. Da, exact. Deci ele cădeau una câte una, câte două, trei când bătea vântul, da, și era, mereu era câte o frunză moartă și uscată pe platou. Și atunci el a zis, hai să rezolvăm problema asta. Jumate din pluton a fost urcat în copaci, jumate din pluton mătura frunzele pe care le ocupa. Dar e ușor, mai avem nevoie de studiu. Nu e inginerul de sunet. Da. Deci asta spun, revenind la dezăpezirea gardului viu, cum spuneam, primăria din Brazi, 9.000 de lei, opoziția locală acuză malversațiuni cu banii publici pe baza unui control venit de la județ, pentru că, sigur, suma nu e un capăt de țară, 9.000 de lei, chiar dacă această comună nu are decât vreo 8.000 de locuitori, asta la recensământul din 2011, o să vedem acum, dați un loc pentru dezăpezeu. Deci 8.000 de locuitori, așa. Bun, însă unii au remarcat că în comună nu există, de fapt, gard viu. Nu mai există gard viu. Nu, domnule. Asta ne mai pune la socoteală și faptul că iarna trecută în Braj și Prahova nici n-a fost zăpadă. Deci n-au avut două elemente în acțiunea de dezăpezire a gardului viu. N-au avut gardul și n-au avut zăpada. Au plătit banii, dar nu pot să... Iată o primărie, domne, care nu putea fi prinsă niciun caz nepregătită în caz de ninsoare. Deci ei s-au pregătit, au și executat, practic, plata lucrărilor de dezăpezire programată. N-a fost zăpadă, asta e problema. Acum nici măcar nu era vina lor, serios. Da, faptul că n-a nins. Nu poți să acuzi pe nimeni, da, pentru asta. Iar gardul viu, dacă o fi murit între timp, serios. E un strigă de ajutorii, vor un gard viu. S-a plantat, domnule, gard viu. Uite. Ulterior s-a plantat gard viu și cu asta. Acum sunt pregătiți pentru iarna asta, înțeleg. Când o să și ningă. Sperăm, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.